Bună seara și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii În Vizor. Sunt Rareș Niculescu. Discutăm ca de obicei despre Cluj, despre problemele Clujului, despre problemele clujenilor. În această seară continuăm discuțiile, sper, interesante pentru cei care ne urmăresc și avem un invitat special, un invitat interesant, mai ales pentru clujenii care au copii mari și mici, doamna dr. Angela Burnariu, conferențiar universitar. Doctor, bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație. Astăzi este sărbătoarea Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril. Nu putem începe emisiunea noastră fără a le spune la mulți ani celor care poartă prenumele acestor sfinți. Sunt 1.300.000 de români care poartă aceste nume sau nume apropiate. La mulți ani așadar, poate aveți și dumneavoastră familie purtătoare acestui nume. Și astfel încât mă asociez și eu acestor felicitări la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril. Ar trebui să fie o zi de sărbătoare, o zi fericită și veselă pentru toată lumea. Din păcate, nu este cazul. Începem cu o veste tristă. Alexandru, tânărul de 28 de ani, internat în Belgia ca urmare a unor arsuri grave pe 75% din suprafața corpului, s-a stins astăzi. Doamna doctor, ce facem cu sistemul medical românesc? Chiar nu avem capacitatea de a achiziționa aparatura necesară pentru îngrijirea unor cazuri de această natură, un cazuri grave care au întristat o țară întreagă? Din păcate, este o veste tristă și arată încă o dată că sunt foarte multe de făcut în domeniul sanitar. Mai ales în ce privește cazurile grave, cazurile care nu pot avea de rezolvare favorabilă decât în condițiile unei asistențe medicale maximale, adică dotare maximală, actuală și pregătire profesională maximală celor care asigură asistența medicală pentru astfel de cazuri grave. Sigur, regretăm și noi medicii decesul acesta, ca fiecare dintre decesele care se întâmplă, mai ales persoanelor tinere, care au în față toată viața, au un potențial de a se dezvolta, de a evolua, de a-și trăi viața și de a oferi ceva pentru societate și inclusiv specializarea dumneavoastră, o specializare delicată, o specializare care prezintă interes pentru foarte multe familii din România, este oarecum o cenușăreasă a medicinii din țara noastră. Da și nu. Acum, eu sunt pediatru, în primul rând, cu o specializare sau supra-specializare, dacă vreți dumneavoastră, în cardiologia pediatrică. Și dacă la aceasta ne referim, într-adevăr, pe domeniul ăsta mai sunt multe de făcut. De ce? Pentru că patologia cardiovasculară a copilului este dominată de departe de malformațiile cardiace congenitale. Deci astea sunt niște boli de obicei severe pe care copilul le are din perioada intrauterină, se naște cu ele și a căror rezolvare este prioritar chirurgicală. Deci ce trebuie să avem? Sigur, cardiologi pediatri bine pregătiți care să poată pune un diagnostic precoce, dar mai ales echipă chirurgicală cu specializare în chirurgia cardiovasculară pediatrică care să poată oferi asistența acestor copii. Și aici avem multe de făcut pentru că la noi în țară, chirurgii cardiovasculari pediatri sunt mai puțini decât putem noi număra pe degetele de la o mână. Sunt formați în străinătate, sunt extraordinar de solicitați și au listă de așteptări. Ori unele malformații cardiace congenitale sunt mari urgențe din primele zile de viață, din prima săptămână de viață. Altfel se depășește momentul operator când orice intervenție nu mai aduce efectul scontat. Devine o paliație sau nici măcar atât și copilul se pierde în final cu fenomene severe de insuficiență a cordului. Vom intra în curând în tema emisiunii noastre, care este apropiata conferință științifică Progrese în pediatrie, un eveniment prestigios organizat în fiecare an la Cluj-Napoca, de două ori pe an, un eveniment care adună somități în domeniul medicinii și practicieni care au de învățat multe din lucrările acestei conferințe. Înainte de a trece la acest subiect, îmi pun și eu întrebarea, mă minunez și eu ca
așa cu inocența cetățeanului, de ce trebuie să fie cazuri extreme, de ce trebuie să se îmbolnăvească o vedetă, cum a fost regretabilul caz al infarctului suferit de actorul Mihai Busuioc, pentru ca în România să discutăm despre medicină, despre spitale, pentru ca ministrul sănătății, conducerea Ministerului Sănătății să explice populației ce se întâmplă și să vedem realitățile din spitalele noastre. Aș prefera să trăim într-o țară în care fiecare dramă a fiecărui om, a fiecărei familii să fie tratată cu la fel de multă considerație. Cu acestea lăsăm lucrurile triste, lucrurile pesimiste la o parte și începem să discutăm despre Congresul Progrese în Pediatrie, care va avea loc la sfârșitul acestei luni, ediția a 11-a. Da. Deci, actualul eveniment face parte dintr-un șir de conferințe, Progrese în Pediatrie. Așa le-am intitulat noi inițial și am mers și ne-am dezvoltat pe ideea asta. Cea de-a 11-a ediție despre care vorbim și care va avea loc în curând este subintitulată 100 de ani de România Unită, Copilul este viitorul. Am dorit ca în felul acesta să încercăm să marcăm și noi, după puterile noastre, centenarul Marii Uniri și să dezvoltăm și ideea copilului cu toată suferința lui sau cu toată bucuria lui sau cu toate problemele lui ca viitor al nostru, al țării noastre și până la urmă al lumii. Deci, în această idee, noi vom deschide conferința cu o prelegere care se referă la medici români participanți la Marea Unire de la 1 decembrie 1918, pe care o va susține un coleg de-al nostru de la Catedra de Istoria Medicinei de la Universitatea de Medicină și sau un cadru didactic de la Facultatea de Istorie de la UBB, după care vom intra în miezul discuțiilor și a problemelor noastre, unde cadre didactice de renume, doctori cu nume mari în zona noastră și nu numai, vor trata probleme legate de patologii mai importante ale copilului, respectiv actualități. Aceasta e ideea de a dezbate actualități, și anume pe probleme de patologie respiratorie, cardiovasculară, hemato-oncologie, nefrologie. Deci încercăm să acoperim un spectru cât mai larg ca să fie interes maxim pentru auditoriul nostru. Auditoriul care este format din specialiști pediatri, dar și specialități conexe pediatriei, neurologie pediatrică, psihiatrie pediatrică, chirurgie pediatrică și medici de familie cu practică pediatrică, pentru că o serie de medici de familie au înscris pe listele lor mai mulți copii decât alții, precum și medicii școlari. Deci cam acesta este spectrul de audiență la care ne referim. Sunteți deja la a 11-a ediție a acestui eveniment, care se numește Progrese în Pediatrie, deci îl organizați de mai bine de 5 ani, pentru da, că sunt două ediții anuale. S-au înregistrat progrese în pediatrie în cei 5 ani în care, iată, an de an ați organizat acest eveniment? Categoric s-au înregistrat. De fapt, se spune și este bine știut că în decurs de 5 ani cunoștințele medicale se dublează și noi, ca să fim în pas cu ele, și asta în interesul beneficiarului, la noi, a copilului bolnav și nu numai, pentru că facem și profilaxie, așa, trebuie să ne actualizăm cunoștințele, să facem ceea ce se cheamă educație medicală continuă. De fapt, aici este cazul să spun că noi organizăm acest eveniment sub egida Colegiului Medicilor Cluj. El este furnizorul de credite de educație medicală continuă, cu contribuția colegilor din Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu și cu Asociația Medicilor de Familie din Cluj. Pe toți încercăm să-i prindem într-o unitate, fiindcă tot vorbim despre o unire acum. Și, de fapt, dacă îmi permiteți așa o mică paranteză, ideea organizării
acestor evenimente științifice pediatrice a pornit tot de la o idee de unitate sau de unire, să zicem. Și anume, în urmă cu mai mulți ani, împreună cu doamna profesor Mariana Andreica, care era atunci șefa clinicii pediatrie 2, ne-am gândit ca manifestările mărunte care erau organizate la nivelul fiecărei catedre de pediatrie sunt 3 de pediatrie, una de neurologie pediatrică, de psihiatrie și așa, deci foarte multe, să le unim într-o manifestare mai mare, mai puternică și mai valoroasă. Și încet, încet, iată, am dezvoltat această idee care a prins rădăcini și care chiar continuă. Este benefică pentru auditorul nostru, dar este benefică în final pentru copil, pentru copilul care este beneficiarul cunoștințelor medicului pediatru. Sunt convins că pentru un profesionist este o întrebare care poate părea banală, dar pentru un profan e interesant, e interesant și pentru mine și pentru cei care se uită, sunt convins, care este diferența între medicina destinată copilului și medicina destinată adultului? Care sunt provocările medicului pediatru suplimentare față de provocările cu care se confruntă un medic care se ocupă mai mult de adulți? Știți ce se spune și noi spunem mereu? Copilul nu este un adult în miniatură. De aici trebuie să vorbim. El are o serie de particularități morfologice, fiziologice. El este un organism în creștere, în dezvoltare. Să ne gândim că se naște, să zicem, cu 3000 de grame și la vârsta de un an, el cel puțin își triplează greutatea de la naștere. El se naște nevorbitor și la un an știe să lege sau să spună câteva cuvinte. Un astfel de ritm de dezvoltare morfologică și psihointelectuală nu mai întâlnim niciodată în viața omului, niciodată în viața de adult. Deci tot ce ține de patologia copilului și de asistența medicală a copilului este în directă corelație cu etapele de creștere, de dezvoltare, de maturare a copilului, atât pe plan somatic, cât și psihointelectual, mental. Categoric sunt, deci, diferite asistența medicală a copilului de adultului, deși pneumonia are și unul și altul, alte suferințe sunt comune și unul și altuia, dar au particularități nenumărate. Din acest motiv, un medic internist, să zicem, de adulți, numai într-o mare urgență va asigura asistență medicală unui copil. Asistența medicală a copilului revine pediatrului ca să o facă așa cum trebuie și toate cunoștințele pe care le are. Deci asta este problema și cam acesta este răspunsul la ceea ce m-ați întrebat. Vă reamintim tema discuției, a 11-a ediție a conferinței științifice Progrese în pediatrie, 23 noiembrie 2018 la Cluj-Napoca, în studio conferențiar universitar dr. Angela Butnariu. Continuăm discuția cu o temă de interes. Care este starea de sănătate a copiilor români din ziua de azi? Da, de foarte mare interes. Poate ar trebui să încep așa cu niște mai, numai într-o frază, cu niște date mai seci statistice. Date statistice publicate de Ministerul Sănătății și regăsite și în statisticele Institutului Național de Statistică. Mortalitatea infantilă în România a scăzut până la un procent de 9 la 1000 de nou născuți vii. Dar cu toate că a fost într-o scădere, această 9 la 1000 de nou născuți vii înseamnă dublu decât media deceselor nou născuților în Uniunea Europeană, unde se înregistrează, deci media pe Uniunea Europeană este de 4 la 1000 de nou născuți vii. Mortalitatea infantilă însemnând decesul în primele zile după naștere. În primele zile și prima lună de viață. Deci, sigur, cauzele sunt odată cauze legate perinatale, de însăși actul nașterii, de dezvoltarea lui intrauterină și imediat după naștere. Pe locul 2, boli respiratorii și pe locul următor, să zicem al treilea, patologie malformativă congenitală. Cam așa stau lucrurile la noi. Sigur că noi va trebui, și deci vedeți câte sunt de făcut,
să ajungem măcar la media Uniunii Europene. Noi avem de dor și un piculeț. Care este sursa acestor probleme? Ce ar putea mai mult sistemul sanitar, ce ar putea mai mult societatea să facă pentru a încerca să recupereze acest decalaj enorm? Sistemul sanitar poate face mult, dar trebuie să ne bazăm pe politici de sănătate corecte, viabile și traductibile în practică. Clar, de aici pornesc lucrurile în primul rând. Evident că e vorba și de calitatea asistenței care se oferă în mod practic de fiecare medic pacientului pe care îl are în față, dar este foarte importantă și educația pentru sănătate, care de fapt înseamnă până la urmă profilaxia, așa spus într-un singur cuvânt. De fapt, educație pentru sănătate înseamnă mult mai mult. Deci sunt lucruri de făcut. Când am zis politici corecte de sănătate, m-am gândit nu numai la pregătirea personală, la repartiția lui, pentru că, vedeți, este aglomerație în centre universitare și sunt zone fără asistență medicală. M-am gândit la dotări, m-am gândit la spitale, m-am gândit la condițiile care sunt oferite pacientului în cabinetul medicului de familie și așa mai departe. Deci toate am văzut, deci, un nedorit record în ceea ce privește mortalitatea infantilă, dar în ceea ce privește celelalte capitole legate de sănătatea copiilor. Bun. De asemenea, aș vrea să vă spun că pentru copilul în vârstă de până la 5 ani, mortalitatea și morbiditatea este puțin diferită decât ceea ce se întâmplă în perioada neonatală. E vorba de morbiditate și mortalitate prin boli respiratorii, în primul rând. Și aici ar trebui să vă spun, poate, că, iată, în 21 noiembrie, sau ziua de 21 noiembrie, a fost decretată ca zi mondială de luptă împotriva pneumoniei. Deci, acum, curând. De ce? Pentru că această afecțiune aparent banală, pe plan mondial, este generatoare de foarte multă morbiditate și mortalitate. Se consideră că în fiecare minut, așa spun statisticile, pe plan mondial decedează 3 copii de cauză pneumonie. Bun, deci patologie respiratorie pe care trebuie să o luăm în discuție la această categorie de vârstă. Apoi patologie legată de obiceiuri nesănătoase, de stil de viață nesănătos. Și aici trebuie să ne gândim la ceea ce înseamnă patologie, să zicem, modernă, patologie la ora actuală pe care o au foarte mulți din copiii din România, cea legată de o nutriție incorrectă, respectiv supraponderea și obezitatea. Ar trebui să vă spun că la ora actuală, în România, un copil este obez, asta înseamnă din 10, asta înseamnă foarte mult, o greutate mare, și, de fapt, 4 din 10 sunt supraponderali. Prin ce? Alimentație incorrectă, lipsa exercițiului fizic, adică lipsa orelor de sport, orelor petrecute în aer liber și așa mai departe, cu stat mult acasă, legat de tot felul de dispozitive electronice. Practic, din punct de vedere al sănătății, copiii se confruntă cu aceleași probleme ca și adulții din ziua de azi. Da, din punctul acesta de vedere, vis-a-vis de starea de nutriție, de greutate, de obezitate. Cu toate astea, nu suntem, iată, la capitolul ăsta, pe primele locuri în Europa. Multă obezitate la ora actuală și a devenit o problemă de sănătate națională, se înregistrează în Statele Unite ale Americii, acolo sunt majoritor obez, și în Marea Britanie. Dar și noi pășim cu pași accelerați în direcția asta, ceea ce nu este bine. Astfel încât avem, iată, din nou de făcut foarte multe în legătură cu educația pentru sănătate, pentru că și aceasta este o patologie perfect rezolvabilă, perfect curabilă, cu măsuri simple, educative, cum să-ți hrănești corect copilul, cum să-l educi corect, cum așa. Dincolo de problema aceasta, să zicem, a copilului din zilele noastre, patologie modernă, așa,
ar mai trebui luată în discuție patologia copilului care este supra-solicitat școlar și extrașcolar. De ce? Fiindcă foarte mulți părinți doresc performanțe extraordinare de la copilul lor și atunci îl angrenează în tot felul de activități și extrașcolare, dincolo de cele școlare. Și asta nu este întotdeauna benefic. Copilul nu are posibilități să se recreeze, să se joace, să facă sport și așa mai departe. Ce generează asta? Tot felul de patologii care țin în primul rând de sfera psihicului, tulburări comportamentale, uneori cu manifestări de agresivitate, apoi depresii și așa mai departe. Iarăși, o patologie perfect rezolvabilă printr-o înțelegere a ei și prin mijloace simple care se aplică, evident, de profesioniști în domeniul sănătății, dar mai ales de familie, de familia informată. De cui îi aparține responsabilitatea pentru această supra-solicitare a copilului? Mai mult școlii sau mai mult familiei? Cine ar trebui să identifice și să pună în aplicare soluțiile pentru evitarea sau ameliorarea acestor probleme? Cred că și școala și familia, pentru că în școală sunt dascăli care știu ce înseamnă copilul, știu ce trebuie să pretindă unui copil la o anumită vârstă, dar decidenții în ce privește învățământul sunt într-o mare măsură responsabili în funcție de programa care li se impune și dascălilor, fiindcă ei trebuie să respecte anumite programe analitice pe care le au și pe care trebuie să le predea și să le pretindă copiilor. Familia ar trebui să nu încarce suplimentar copilul, deși unele activități sunt necesare, trebuie încurajate, mai ales cele sportive. Dar dacă vrem și copilul acela mic de 6-7 ani are după orele de școală luni, marți, miercuri, joi și vineri câte o activitate de la balet, pian, o limbă străină, deja poate că cerem prea mult și generează patologii despre care v-am spus. La fel, greutatea exagerată a ghiozdanului este de multe ori acuzată de părinți și de chiar de elevi pentru unele afecțiuni legate de coloana vertebrală, de statică, de nu știu ce, dar astea sunt într-adevăr de luate în considerare, dar poate nu sunt așa de frecvente ca cele la care am făcut referire anterior. Pe urmă că totuși m-ați întrebat despre patologia în actualitate a copilului, așa în general, discutând despre copil, ar fi patologia corelată cu non-vaccinarea sau non-imunizarea. Și aici suntem pe un teren destul de fragil, pentru că știe toată lumea ce multe discuții sunt pro și contra imunizare, pro și contra vaccinare. Este o temă pe care o vom discuta în detaliu după o scurtă pauză de publicitate. Vom avea atunci și câteva materiale pe acest subiect extrem de serios. Până una alta, câteva minute de publicitate. A venit toamna! Acoperă-mi umerii cu ceva! Orice piesă ai alege să fie pe gustul și măsura mea. De la sport la elegant, de la casual la non-conformist, la Vivo Cluj-Napoca, stilul mă ajută să profit din plin de sezon. La Vivo Cluj-Napoca găsești inspirație în orice anotimp. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe.
Întotdeauna în vremurile tulburi, cei care câștigă sunt cei care au ales stabilitatea. Voss Logistics, lider în industria de transport și logistică în Europa, este o firmă stabilă și puternică. O firmă olandeză serioasă care caută angajați serioși și stabili în întreaga Românie. Nimeni nu știe când va veni criza din nou, dar noi știm că la precedenta criză, Voss Logistics a rămas în picioare ca o companie puternică și stabilă cu care îți poți face planuri până la finalul carierei. Dacă vrei să fii șofer de transport internațional într-o firmă serioasă, atunci hai să fim puternici împreună! Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, fumături, specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere ne detalii pe office@park-lake.ro. Revenim în direct la emisiunea În Vizor. În această seară, în studio, doamna conferențiar universitar dr. Angela Butnariu, medic pediatru, organizator și animator al conferinței științifice Progrese în pediatrie, care va avea loc în 23 noiembrie la Cluj, ediția a 11-a, un eveniment medical prestigios care va reuni 250 de medici sau poate chiar mai mulți. Una dintre temele aflate pe agenda ediției din acest an a conferinței, aflată la 11 ediție, așa cum spuneam, vaccinarea. Ce progrese s-au făcut în această privință este în continuare un subiect controversat, un subiect care face obiectul multor dispute în societate. Dacă îmi permiteți totuși să spun că organizator al acestui eveniment alături de mine este și domnul conferențiar Gheorghe Popa, șeful clinicii pediatrie 2. Este bine să subliniez asta. Bun, și acum despre vaccinare, care va reprezenta una din temele pe care le vom pune în discuție. Cel care probabil va discuta despre problemă pe larg și din punct de vedere epidemiologic va fi domnul director al Direcției de Sănătate Publică, Mihai Moisescu Goia, care ne-a onorat în fiecare an cu prezența și care vine și anul ăsta. El este strâns legat de ce înseamnă vaccinare în rândul copilor. Pe de o parte că toate vaccinurile și aprovizionarea se face prin DSP și distribuția lor. Pe de altă parte că este epidemiolog și toate evidențele merg și se țin prin Direcția de Sănătate Publică vis-a-vis de vaccinări, de complicațiile lor sau de bolile care se datoresc non-vaccinării.
astfel încât poate că este și ziua lui onomastică astăzi, iar spune la mulți ani și de la studioul dumneavoastră. Deci, iată, vaccinarea copiilor, o problemă serioasă care trebuie luată cât se poate de în serios. Vedem în continuare câteva declarații ale deputatului USR Cluj, Emanuel Ungureanu, declarații care au fost date tot aici în emisiunea În Vizor, legate de vaccinare și de situația actuală din România. Oamenii, pe de o parte, se plâng că oamenii, adică cei din guvern se plâng că oamenii n-ar dori să se vaccineze pentru că există Facebook și antivaccinici. Minciună. Atât timp cât ministerul a asigurat finanțare, a comunicat eficient cu medicii, a făcut campanii eficiente, a explicat, vaccinarea a crescut spectaculos. Dar iată cum ne dăm cu stângul în dreptul. Și sumele pe 2018 pe vaccinare, atenție, sunt cu 100 de milioane mai puține decât anul trecut. Atenție, cu 100 de milioane. Iată așadar, vaccinarea este o problemă legată de educație, o problemă legată de finanțare. Acestea două sunt soluțiile pentru rezolvarea acestei crize, care a dus România în mijlocul unei epidemii nemai văzute de rujeolă. Vedem și statistica de săptămâna trecută, care sunt datele Ministerului Sănătății în această privință. La data de 2 noiembrie, deci săptămâna trecută, numărul total de cazuri confirmate cu rujeolă era de peste 15.000 de copii, din care 59 de decese, din păcate. Avem și un top al județelor în care s-au înregistrat în ultima săptămână cazuri de rujeolă. Care sunt principalele probleme? Ce discută medicii pe acest subiect? Pentru că am văzut ce discută cetățenii, am văzut ce discută politicienii. Care este perspectiva medicului pediatru asupra acestei probleme? Odată, medicii toți și pediatrii în special pledează foarte puternic pentru vaccinare, pentru că sunt conștienți de efectele benefice. Nici nu intră în discuție ca un profesionist în domeniul sănătății să aibă o altă opinie decât aceea, de a imuniza la timp copilul, viitorul adult. Înseamnă finanțare, deci aprovizionare cu vaccinuri. Aici au mai fost sincope, poate, dar situația încearcă să fie totuși controlată și înseamnă educație pentru sănătate și pro-vaccinală. Deci, ce constatăm noi? Că poate că este eficient ceea ce discutăm noi, profesioniști în sănătate și dumneavoastră, media, pro-vaccin, pentru că din ce în ce mai mult populația din țara noastră devine conștientă de efectele benefice ale vaccinărilor, lasă la o parte discuțiile pe care le aud de la cei care pledează împotriva vaccinărilor și se gândesc la sănătatea copilor din această perspectivă a vaccinului care te ocrotește. Să ne gândim că noi, la rândul nostru, am fost vaccinați de părinții noștri. Și tu, când arunci părinte și ai fost vaccinat, să-ți iei responsabilitatea ca propriului copil să nu-i administrezi vaccin, este extrem de grav. Și am văzut că foarte, foarte mulți din părinți, mai ales cei tineri care s-au informat din surse, de fapt, extramedicale, pentru că în legătură cu vaccin, cu efectele lui, cu beneficiile lui, trebuie să te informezi, dacă vrei, din reviste medicale sau de la cel care știe ce spune și care este pregătit în acest domeniu, adică de la medic. Dacă te informezi de pe alte, din alte surse, bloguri, reviste, pentru publicul larg, s-ar putea să primești informație eronată, să te ghidezi după ea și să greșești. Haideți să mai spunem o dată limpede tuturor celor care ne urmăresc. Există vreo dovadă științifică de natură să lege vaccinul sau unul din vaccinuri de o anumită afecțiune, de o anumită problemă de sănătate a copilului? Nu, deși s-a discutat extraordinar de mult. Dar dumneavoastră probabil știți, sigur știți și foarte multă lume de acum știe că cel care a publicat într-o revistă medicală de data asta, în Lancet, un studiu pe numai 12 copii și a legat o anumită vaccinare de o patologie de autism, da? A fost dovedit ca o persoană de rea credință și a fost exclus din ordinul medicilor pentru furnizarea de informații false, nereale.
datele conținute în acea lucrare odată, că se refereau la un număr mic de copii, și al doilea, că nu erau cele reale. În contrapondere, v-aș putea cita un studiu australian făcut pe 1 milion de copii care au fost vaccinați și care este o dovadă extraordinar de puternică în sprijinul vaccinului rujolic, antirujolic, că despre acesta era vorba, care pe această populație largă, statistic dovedit, nu a dat niciun fel de efecte adverse gen autism. Avem pe de-o parte vaccinurile care sunt puse la dispoziție gratuit de stat și vaccinurile opționale. Da. Despre acestea, mulți părinți se plâng de faptul că trebuie să le achiziționeze din resurse proprii, că sunt greu de găsit, că nu știu unde să se adreseze și unde să le găsească. Ar trebui extinse programele gratuite de vaccinare oferite de statul român? Ce vaccinuri ar mai fi utile pe lângă cele oferite în acest moment gratuit? Probabil că se vor extinde. Mă gândesc că deja s-a mai introdus în schema vaccinală anterioară, care era suportată ca și costuri de către stat și care era o vaccinare nu obligatorie, dar oferită gratuit, da, copiilor. S-au mai introdus deja vaccinuri noi, de pildă antipneumococicul, și încet, încet se vor introduce și celelalte de care copilul ar putea beneficia și care în unele țări ale Uniunii Europene fac parte din schema sau planul național de vaccinări, pe de o parte. Pe de altă parte, da, poate că o să discutăm în legătură cu altă patologie. E vorba de migrația asta transfrontalieră temporară a oamenilor tineri, abs de muncă, din România, care unii își duc și copii în state ale Uniunii Europene, unde lucrează. E bine, acolo fiind altă epidemiologie, o serie de vaccinări care se fac la noi pentru situația epidemiologică pe care o avem nu se fac acolo și copiii ăștia scapă la un moment dat unor vaccinări și pot să dezvolte. O temă foarte importantă, e numeros, da. Sunt numeroși copiii care sunt, care însoțesc pe părinți în străinătate. Ce trebuie să știe în astfel de cazuri? Trebuie să solicite vaccinări suplimentare dacă în funcție de țara în care călătoresc, sau trebuie la întoarcerea în România să solicite anumite vaccinuri? Clar, copilul ar trebui să fie imunizat în funcție de zona în care locuiește preponderent și predominant. Deci copiii din România, chiar dacă își însoțesc părinții pentru perioade mai lungi sau mai scurte de timp, ar trebui să urmeze schema națională de vaccinare, după opinia mea. Pentru că dacă, de pildă, tuberculoza, care este o boală aproape eradicată în unele țări din Uniunea Europeană, nu mai face obiectul unor vaccinări. La noi în țară se vaccinează copilul încă din maternitate cu bacilul calmitire. Iată, informații importante, cred, informații utile pentru familiile care călătoresc cu copiii în străinătate, la muncă, petrecând perioade mai lungi de timp în alte state ale Uniunii Europene. Vremea se va răci în următoarea perioadă. Sezonul rece vine cu provocări la adresa sănătății, mai ales în ceea ce privește pe micuți. Care sunt sfaturile doctorului pentru acest început de sezon hibernal? Da. Lucrurile trebuie privite rațional. Deci un copil de vârstă mică, mă gândesc la copilul preșcolar până în 5 ani, 6 ani, care frecventează o colectivitate de copii, se va îmbolnăvi, să zicem, cu o viroză, cu o infecție de căi respiratorii superioare, cam de 4-5 ori pe an. Aceasta și predominant în sezonul rece. Aceasta este normalitatea. Acestea de obicei sunt afecțiuni ușoare care se tratează simptomatic. Dar înainte de terapie, simptomatic asta înseamnă dacă face febră cu antitermice, cu niște picături în nas, fără o medicație specială. Deci, antitermice și nu antibiotice? În niciun caz antibiotice, pentru că ele sunt viroze. Doar când nu sunt tratate sau evoluează pe un teren debilitat, se pot suprainfecta bacterian, dar aici este deja rolul specialistului și aici va intra în discuție antibioticul. În niciun caz.
De fapt, ce constat eu? Că părinții din ce în ce mai mult sunt cei care solicită un tratament fără antibiotice, că ei deja sunt educați sau au aflat că antibioticul nu este benefic și nu trebuie în orice împrejurare administrat, contrar credințelor din anii anteriori. Deci, dar spuneam că înainte de a trata, trebuiește profilaxie. Profilaxie ce înseamnă? Pentru copilul care frecventează colectivitatea, nu? Dacă este bolnav, să se rămână la domiciliu câteva zile, să nu meargă în colectivitatea lui de grădiniță sau școală, să răspândească virusul în jur, pentru că se răspândește prin tuse, prin strunul, prin picăturile respiratorii pe care le eliminăm și atunci crește riscul de contaminare în colectivitate. După aceea, tot ca măsură profilactică, este creșterea rezistenței organismului. Ce înseamnă creșterea rezistenței organismului? Tot prin mijloace nespecifice, așa zis, acălire. Copilul care circulă în aer liber, care face mișcare, care este alimentat corect și complet. Deci este soluția un copil. Este mai degrabă mișcare în aer liber și nu o căciuliță mai groasă sau încă o haină neapărat pe copil. Din potrivă, copiii, așa zis, îmbrăcați excesiv, înfofoliți, protejați, hiperprotejați, sunt copii mai vulnerabili, mai frecvent bolnavi, mai sensibili, le spune familia și mă pun încă o căciuliță. De fapt, cam aici stau. De fapt, locurile. Acești copii devin sensibili sau mai sensibili tocmai din cauza celei de-a doua căciulițe sau căciulițe mai groase. Gripa, o provocare mai serioasă decât virozele. Se pare că 20-30% dintre copii fac gripă în fiecare an. Da. Gripa, într-adevăr, este o dată de virusul gripal, deci o viroză mai severă, care poate fi, fiindcă discutam de profilaxie, și ea prevenită. Și cum se face prevenția? Prin vaccinare antigripală. Și la nivelul țării noastre s-au livrat o serie de vaccinuri antigripale pentru vulnerabili, copii de vârstă mică, persoane vârstnice și persoane care lucrează în contact cu bolnavul, respectiv cei din mediul sanitar. Poate nu în suficientă măsură, dar s-a făcut asta. Și al doilea mijloc profilactic este separarea de cei care sunt potențial cu gripă sau chiar cu gripă, credem noi. Deci o izolare, să zicem, față de cei care sunt bolnavi și ar putea fi transmițători. Tot profilactic, revin, este un organism sănătos, un organism bine alimentat, pentru că majoritatea bolilor la copil se corelează și cu alimentație incorrectă, eventuală carențată, și foarte multe se corelează cu sărăcia, cu nivelul de trai redus, și aici sigur că s-ar putea multe dezvolta. O ultimă întrebare, iată că ne-am întors tot la tema vaccinurilor. Unde se face vaccinul antigripal? Dacă există posibilitatea cumpărării acestui vaccin pentru cei care nu au avut șansa de a le fi oferit gratuit? La școală, la medicul de familie, unde trebuie da. Să se adreseze? Vaccinarea o efectuează medicul de familie și medicul școlar pentru cei care sunt școlari. Încă o dată, pe lista celor care au beneficiat de vaccin sau așezat populațiile vulnerabile și aceștia au primit, dar cei care doresc sau care se simt expus pot să achiziționeze prin forțele lor financiare vaccinul, să se adreseze medicului de familie să primească acest vaccin sau medicului școlar care le asigură asistența medicală. Iată, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Vă reamintesc că am avut un studio pe doamna conferențiar doctor Angela Butnariu, medic pediatru, unul dintre medicii organizatori ai conferinței științifice Progrese în pediatrie, care va avea loc la sfârșitul acestei luni la Cluj-Napoca. Este a 11-a ediție a acestui eveniment medical important, în cadrul căruia medicii vor avea șansa să facă un util schimb de experiență, care, desigur că în cele din urmă, se va reflecta în îngrijirea de care vor avea parte micuților pacienți, copiii clujenilor, dar și ai celor care prin medicii care îi reprezintă vor avea parte de aceste informații despre aceste noutăți, Progrese în pediatrie. Ne luăm aici la revedere. Eu sunt Rareș Niculescu. Ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. Până atunci, numai bine tuturor!